Bună, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. În acest cadru superb a sosit timpul pentru calendarul advent de la Revolution. De când am primit acest colet, l-am ținut sigilat, așadar nu știu ce se află în interior. Doar i-am desfăcut partea aceasta pentru a trage un pic colțul, dar nu m-am uitat în cutiuțe. Așadar, haideți să deschidem, să vedem ce vom găsi în cutiuțe. Cred că sunt 24 la număr. Ok, haideți să deschidem cutiuța. Vine foarte frumos ambalată, ia uitați. Scrie. You are the revolution. Era să zic, you are the next. Ok. Foarte frumos ambalajul. Și haideți să vedem, Sunt eu tare curioasă. Și ce mai avem aici? Mai avem ceva. Voucher de 5 lire off. Da, e bun venit și ăsta. Și acesta este superbul. Hai să vedem. Să-l desfacem, să vedem ce se află în interior. Cum sunt produse de make-up. Bănuiesc sau îmi doresc ca la anul să pot face și eu vlogmas, ca să fim aici prezenți, să fiu aici cu voi în fiecare zi. Dar anul ăsta am fost așa un pic mai în dubii, să spunem așa, nu eram 100% decisă, așadar cu părere de rău, asta este, dar sper că la anul să pot realiza și eu acest vlogmas. Ok, haide să desfacem cutiuța. Ok, aici practic arată ce se da. Nu mă voi uita. Ok. Și îl desfacem. Eu cred că îmi trebuie, stai să-l pot desface eu. Wow. Sper să nu-mi cadă. Stai că vă arăt imediat. Ce bine arată, nu? Foarte bine. Hai să vedem. Vă mai arăt o dată. Să căutăm cutiuța numărul 1. Este aici, am văzut-o deja. Haideți să vedem, ce se află. După dimensiunea cutiuței, cred că este un ruj, cred. Haideți să vedem. Să vedem dacă a înghițit. Se desfac un pic, greu cutiuța. Am înghițit. Este un ruj Revolution, nuanța Slow. Am zis bine? Da, Slow. Și este un roșu frumos de Crăciun. Ia uitați. Haideți să facem și swatch. O să mă umplu pe aici, dar nu-i nimic.
superb. Eu cred că mai am unul așa. Ia uitați. Nu miroase, dar este cremos. Îmi place. Îmi place. Regret că nu a făcut blomas. Dar v-am zis, la anul cu siguranță voi face. Haideți să vedem unde voi pune produsele. Da, să găsesc ceva. Cred că voi pune în cutiuța aceasta în care am primit eu culetul. Deci avem la numărul 1 un ruj cremos roșu. Nuanța se numește Slow. Mai departe, trecem la numărul 2, este aici jos. Haideți să vedem și la numărul 2 ce se află. După dimensiune, cred că este un lipstick sau un rimel. Un gloss, ceva. O să vedem dacă ghicesc și data asta. Wow. Ce lipstick. Da, este un lipstick metalizat, așa. Deci să vedem. Vă zic și nuanța imediat. Mercury se numește. Okay. Îl desfacem. Are și un aplicator destul de ok. O vom face și sfacem. Nu miroase. Oh, stai că nu e lipstick. Este Liquid Eyeshadow. Este un far de ploape lichid. Uitați cum se vede. Am greșit eu, am crezut că e un lipstick. Da. Este un far de ploape lichid. Este ideal pentru machiajul de Revelion, nu văd eu. Da, uitați și cum se vede. Interesant și îmi place. Chiar îmi place ce au pus ei de la Revolution în acest calendar advent. Mai departe. Stați ca să nu mă vedeți buza. Mai departe trecem la numărul 3. Haideți să vedem. 3. Unde ești? 3 aici. Era ceva mare. Este ceva mare și ăsta. S-ar putea să fie un e-mail sau, cum am zis, un lipstick. Hai să vedem. Nu. Makeup Revolution London. Lip gloss. Este cu particule așa aurii. Hai să vedem dacă pot să... Wow. Nu miroase, nu. Ia uitați. Se vede un pic. Da. Este cremos. Și îmi place care acele particule, asta este fix pe placul meu, că folosesc acest tip de gloss. Acest tip de gloss, de fapt. Îmi place, da. Și are și un ambalaj, un gramaj, de fapt, de 1 ml. Interesant. Și da, îmi place și ăsta. Îl voi folosi cu mare drag. Ok. Trecem la numărul 4. Este aici. Ceva... Măricel. Numărul 4. Haideți să vedem, să ghicesc prima dată.
o mini paletă sau o pudră după dimensiune. Haideți să vedem. Patru. Dați că nu pot să o spun aici. Numărul 4. Highlighter. Highlighter. Oh, îmi place. Ia uitați. Haideți să facem și un swatch. Cum se vede? Vai, cum se vede. Ia uitați, aici este. Super, 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 super. Îmi place. Îmi place mult ăsta. Numărul 4. Până acum, cred că favoritul meu, după lip gloss. Da, ăsta îmi place tare mult. Da, 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 ăsta îl voi folosi sigur în următoare machiaje. Aici, în fața voastră. Super, super. Sunt super încântată de asta. Ok. Trecem mai departe. La numărul 5. Este aici. Numărul 5. După dimensiune, pare a fi tot așa ceva. Lipstick sau highlighter sau ceva. Haideți să vedem. Nu, este un brow gel pentru sprâncene. Ok, haideți să-l desfacem. Are o pensulică destul de ok și cred că e transparent. Da, este transparent asta. Foarte super tare și ăsta. Mai am unul, da. Niciodată nu strică. Da. Super tare ideea. Îmi place. Ok. Trecem mai departe la numărul 6. Numărul 6. Dați să vedem să nu le încurc. Numărul 6. Numărul 6 este aici. Ceva lung, așa și el. După mărimea cutiuței s-ar putea să fie un lipstick sau cum se cheamă, un creion de buze. Haideți să vedem dacă a înghețit. Nu, cred. Este brow crayon, adică un creion pentru sprâncene. Ah, cred că e ceara aceea fixatoare. Este așa alb. Am și eu ruși pe aici. Este alb. Da, este acela din ceară. Super tare și acesta. Da, acesta a fost la numărul 6. Numărul 6. Un creion ceară pentru sprâncene. Super tare ideea. Sunt încântată și de asta. Trecem mai departe. Numărul 7. Aici ceva lung așa și mare. Acesta este. Hai să vedem ce se află în interiorul numărului 7. Asta cred că e un creion de buze. Să vedem. Da, ghicit. Un creion de buze și are și o nuanță destul de drăguță. Pe cameră se vede roșu, un burgundi așa. Pare un maro. Ia uitați. Acesta este. Să facem și un swatch aici. Ia uitați, asta este de aici.
e binevenit și ăsta. Și da, îmi place și ăsta. Super tare și ăsta. Sunt iubitoare de creioane din acestea de buze. Îmi place nuanța. Da, îmi place amuzul și așa asemănător. Și da, un creion de buze la numărul 7. Sper să nu mă încurc. Îmi place și ăsta. Ok, numărul 8. Numărul 8 aici. Ceva mare. Ceva mare. Hai să vedem ce se află. La numărul 8. O paletă sau pudră? Hai să vedem. O paletă. Vai, o paletă. Ia, uitați. Super tare și asta. Cu toate că eu nu prea obișnuiesc să mă machiez. Dar e binevenită și ea. Are un gri metalizat, maro, negru și auriu. Vrei să facem swatch? Hai să facem. Prima nuanță, auriu. Apoi acest maro. Negru. M-am făcut toată. Și acest auriu, superb și el. Ia uitați. Super tare. Îmi place asta. Poate voi realiza un machiaj de Revelion, cine știe, dar chiar se merită să cumpărați acest calendar advent. Super tare. Până aici, nota 10, cu felicitări, foarte frumos. Sunt mulțumită. Ok, deci acesta a fost numărul 8. Mai departe. Numărul 9 e ceva micuț. Nu mai ridic cutia, că e posibil să-mi cadă. Numărul 9. Cred că este un burețel. Haideți să vedem. Da, înghicit. Este un beauty blender. Ia uitați. Fix ce-mi doream eu. Micuț. Asta e bun pentru a întinde anticiarcănul. Super. Da, încântată de idee. Mai departe trecem la numărul ce a fost la 9, 10. 10 ceva tot așa lung. Numărul 10. Haideți să vedem și la 10 ce este. E împachetat. S-ar putea să fie tot un lipstick. Rimmel nu cred. Să vedem dacă pot să scot de aici. A, e o pensulă. Da. E o pensulă. Pare a fi din aceea oblică pentru sprâncene. E sunt de moale. A, pare a fi o oblică. Da. E ok și această pensulă. A. Deci asta a fost numărul 10. Numărul 11. Cred că după dimensiune ar fi un ruj și se și aude. Haideți să vedem dacă am ghicit. Un ruj, cred că este. Da, este un ruj. Și wow, ce nuanță. Ia uitați.
Ba, este așa un nude roz. Aha, da. Ia uitați. Unde mai fac swatch-ul ăsta? Da. Este pe placul meu și ăsta. Super tare. Super nuanță. Îmi place, da. Mă voi face cu el în următorul clip. Da, îmi place asta. Super, îmi place asta. Deci asta a fost numărul 11. Ok, numărul 12. Ceva așa lung. Pare a fi un rimel. Eu cred că e un rimel. Hai să vedem. Este tot un ruj. E tot nuanța aceea slow și este un gloss. Un gloss. Are pentru destul de ok. Dar să citesc să nu zic. Da, e gloss. Aici este. Asta miroase cocos. Miroase cocos. E drăguță nuanța. Nu? E drăguță nuanța. Asta nu l-am închis bine. Îmi place și el, și ăsta. 12 a fost lip gloss. Ok. 13. Tot așa ceva. Oare o fi tot un lip gloss? Sau să fie oare un rimel aici? Să vedem. Gloss. Vai, dar ce culoare. Ia uitați. Deci că e o smeurică așa. Unde se mai fac soci ca mâna plină. Ei fac pe aici. Este un roz așa plăcut. Nu miroase. Dar, v-am zis, eu sunt iubitoare de glosuri din astea. Foarte bine arată. Uitați, un roz așa plăcut. Deci că e o smeurică. Da, îmi place. Numărul 14. Asta nu se aude nimic. Oare chiar o fiu o pensulă iarăși? Hai să vedem. 14. Nu. Este un. Asta cred că e un creu de ochi. Da. Un eyeliner. Bănesc că e negru. Da. Negru. Vei face swatch aici. E destul de cremos. Asta de aici. Da. Mă place și asta. Super. Super. Ok. Asta fă la 14. Numărul 15. Aici oare ce mai fi? Poate o pensulă sau nu știu. Da, cred că e o pensulă, că e împachetată. Hai să vedem. Da, e o pensulă. Cam așa arată ea. Destul de ok. Pare a fi. Oricum o puteți folosi și pentru a mixa culorile sau, mă rog, unde doriți voi. Binevenită și ea. Două pensule până acum. S-a fost la 15. Ok. 16.
16. Oare ce-o fi aici? Să ghicim. Tot un lip gloss sau un rimel? Cred că e rimel, că n-am avut rimel până acum. Haideți să vedem. Am acelării cutia asta. 16. Este un eye primer. Este un primer pentru ploapă. Înainte de a aplica fardul. Așa arată. E destul de cremos. Bine, nu are acoperire mare, dar e ok. O să vedem cum se comportă pe ploapă. Bună idee. În completarea machiajului și un eye primer. Da, e ok. E binevenit și el. 16, da. Mi-am întins toate astea pe mână aici. N-am niciun șervețel să mă șterg. Ok. 16. 17. E ceva mare. Ceva mare. Oare să fie o pudră? Sau... Nu, este... oglindă. Da. Este oglindă. Vine partea asta așa. Este oglindă. Revolution. Nu este în acea compactă, dar e ok. E bine venită și ea. Da. Astea chiar îmi sunt de ajutor. O idee bună la numărul 17. Ok. Trecem mai departe numărul 18. Haideți să vedem. Cred că e tot o pensulă. Cred eu. Nu. Este. Stai să vedem ce este. Trebuie să luc cutia, că nu pot să-l scot. Este tot Brow Pencil. Este un creion de spâncene maro. Hai să vedem unde mai fac swatch-ul ăsta. Aici, lângă cel negru. Da. Îmi place și ăsta. E binevenit. Îl am pe cel de la NYX acum, dacă nu mă șel. Dar îmi place și ăsta. Pare destul de ok, cremos, mat. Îmi place și asta. Mai departe, asta a fost 18, am acelerii cu tea. Ok. 19. 19, ăsta sigur e un rimel. Ia. 19, ce ești tu? 19. Nu. Asta e, cred că e tot un fard de ploape, da. Eye liquid e shadow. Vai, dar ce culoare, ia uitați. Ce culoare frumoasă. Îi voi face swatch-ul aici lângă eye primer. Mamă, ce nuanță. Auriu, arămiu, am zis. Asta nu miroase, dar e ok. Foarte mișto culoarea. Foarte drăguță. Și se numește Goldens. Îmi place și el. Da. Ok, asta a fost la numărul 19. Mai departe.
20. Ceva mititel, pătrățel. 20. Haideți să vedem la 20. Cred că e un fard sau pudră sau un blush. E un blush. Blush. Da, e un blush. E cam rozaliu un pic, dar... Iată-te. Unde mai facem swatch-ul ăsta? Că uite așa am pe mână. Aici. Da? E drăguț. Îl voi folosi cum are drag și pe el. Dacă nu, îl voi face cadou prietenii mele. Bine, nici nu prea se machează, dar e ok și el. Și așa mititel și drăguț. Da, îmi place și el. O idee bună. Ok, ăsta a fost la 20. 21. Asta oare să fie iar o pensulă? Oare ce-o fi la 21? Da, e o pensulă fi împachetată. Hai să vedem. Da, e o pensulă. Da, place. Cred că pe ea Revolution este un roz așa, roz auriu, roz. E binevenită și o pensulă de genul acesta. 21, 22. Asta trebuie să fie clar un rimel. Hai să vedem, un rimel sau tot așa un... liquid eyeshadow. Oare ce-o fi? A, este gloss, lip gloss, și are o nuanță foarte drăguță, un portocaliu roz. Este cremos. Aici l-am făcut. Miroase și el ceva. Tot a cocos, parcă. Da. Cocos. Nuanța se numește Covered. Da, îmi place. Chiar îmi place și ăsta. Ăsta a fost la 22. 23. Cred că e tot un blush sau un iluminator. Ceva. Da, este tot ceva, dar să vedem ce. Așa o puteți. Este un contouring. Contouringul, de fapt, am vrut să zic. Da, este contouring. Aici am făcut un swatch. Contouring shape. Da, îmi place asta. Cred că sunt dintre preferatele mele. Contouringul, highlighterul. Mega place asta. Mă place. Ok. Asta e 23 a fost. Și acum 20. Ei, avem 25. Am zis eu că unele calendare au 25 de zile. Ei, iată, avem 25. 24. Ce să fie tot o pensulă. Tot o pensulă este împachetat așa frumos.
cred că e ceva de mai mare. Acolo-s un pic. Cred că se poate folosi la pudră. Merge și în colecția mea de pensule. Ok, foarte, foarte tare. Chiar mi-a plăcut acest calendar. Și țineți-vă bine. Numărul 25. Aici sigur e o paletă de ochi. Deci, sigur. Haideți să vedem. Am închis ochii. Da. Deci, shadow palette. Vada ce nuanțe are. Pe placul meu, așa. Pământie, așa. Ia uitați. Vai, deci nu le mai fac swatch, că oricum. Ia uitați ce e pe mâna mea. Vai, deci asta este pe departe cea mai cea mai tare cutiuță. Numărul 25 sau 24 întotdeauna ascunde un produs mai valoros, să spunem, mai mai presus, să spunem așa, de toate. Da, deci superbă. Superbă, e puțin spus. Da, chiar acesta a fost și 25. Foarte, foarte tare, foarte tare. Da. Deci acest calendar m-a lăsat frumos, plăcut, surprinsă. Aceasta este cutiuța. Aceasta este cutiuța de la calendar. Am terminat și calendarul, deci acest calendar m-a lăsat plăcut surprinsă. Nu a fost foarte scump. A fost în jur de 30 și un pic de lire. Am avut o reducere că am folosit un cod de la o fată de pe YouTube. Se numește Eltoria. Ea a avut un cod de reducere și inițial prețul a fost de, dacă mi-am amintesc bine, 40 și un pic. Iar a avut un discount de 10% sau 15% și am plătit în jur de 31-32 de bani, ceva de genul. Cam atât am plătit, da. Mi-a venit prin poștă și de atunci îl tot țin aici în cameră și și-a așteptat rândul pentru a-l deschide împreună aici cu voi pe YouTube. Și da, uitați mâna mea cu ce am încercat. Eu sunt mulțumită de produse, oricum la cât mă machez eu. Eu oricum mă machez doar aici, în fața voastră. Adică când filmez sau la vreun eveniment mai special. Dar oricum voi folosi produsele, nici nu mă gândesc la așa ceva. Sau voi face, cum am spus, cadou prietenii mele. Vom vedea. Ok. Deci nota 10 cu plus, nota 10 plus pentru acest calendar. Super, mi-a plăcut. Merită să-l încercați. La anul sigur vă mai cumpăra ceva de la Revolution. Poate voi avea mult mai multe calendare și voi reuși să fac vlog. Ok, încheiem aici acest vlog, acest vlog mas între ghilimele, oricum. Oricum, în perioada asta cu Crăciun sau luna aceasta în decembrie am postat, voi posta mult mai multe clipuri în timpul săptămânii. Bun, ne oprim aici. Ne revedem data viitoare cu un nou clip. Până atunci, nu uitați să dați like și subscribe canalul meu.
Ne revedem tot așa data viitoare cu noi surprize. Vă pup și aveți grijă de voi.